Capitolul 8 3 august 2016 Era liniște de plină. Deodată, bitul îndrăcit al unei piese heavy metal sparse liniștea încremenită din dormitor. Ricky se ridică speriat, apucă mobilul și se zgâi la numele de pe ecran. Beatriz. Se uită Buimac la ceas. Doar ora 8 și 6 minute. Ce-a apucat-o? Alo, ce vrei? De dincolo tăcere. Ce vrei? M-am supărat pe tine, se auzi un glas mărcăit. N-am ce-ți face, îi zise Riche și închise mobilul. Așa-ți trebuie dacă te încurci cu fetele, își spuse. Își îndesă perna sub cap și încercă să readoarmă tocmai a când mobilul sună din nou. Enervat îl deschise și strigă, ce vrei? Te iubesc, meu amor. Lasă-mă să dorm, sună-mă mai târziu, mă nenorocești. În ciudat, blocă sunetul și aruncă telefonul pe covor. Preț de zece minute se învârti prin pat. E, cum să mai dormi? Indispus, se duse la baie făcu un duș și se întoarse în dormitor, încins cu un ștergar. Deschise obloanele, afară bătea un soare blând. O crampă gastrică îi aminti că nu mâncase nimic noaptea trecută, așa că se îmbrăcă și coborâ la micul dejun. Corarul lui nocturn nu mai luase de multă vreme un mic dejun. În restaurant era lume. Din fericire, tocmai se libera o masă cu fața spre cranul mare a televizorului. Instalat frumoșel, făcu un semn, un ospătar apăru lângă el. Cu toate că era bufet suedez, îi luă totuși amabil comanda. Pe sticlă apăru imaginea unor piscuri înzăpezite. Un reporter serios vorbea despre un accident alpin a știrile la CNN. Curios, Ricky ciuli urechile. Trei alpiniști pe ghețarul Adamello din nordul Italiei, unul mort, al doilea întors la bază, un elicopter, a recuperat un al treilea supraviețuitor în stare gravă. E liber, vă rog? O pereche distinsă se oprise lângă masa lui. Întorcându-și ochii de la ecran, îi măsură și răspunse: „Da, poftiți.” Cei doi își așezară farfuriile și ceștile pe masă. Doamna s-a întors la bufet. Domnul în schimb se așeză. Din politețe încercă să inițieze un dialog. Arătă spre ecran și continuă în engleză: „E accidentul din albi?» „Probabil”, răspunse Ricky, „n-am înțeles prea bine.” Domnul putea să aibă puțin peste 50 de ani. Soția lui, ceva mai puțin. Erau zâmbitori și relaxați. Oameni fără probleme, gândi Richie. Cazul a fost anunțat încă de ieri, zise domnul. Și nu este doar accidentul. La mijloc este o dilemă morală care stârnește controverse. Ospătarul veni cu cele comandate de Ricky. În timp ce învârtea lingurița în ceașcă, domnul povesti nodul problemei. Când primul din șir, cel mai de sus, a căzut în crevasă, l-a tras după sine pe al doilea. Printr-o nemaipomintă providență, acest al doilea se priponise de un colț de stâncă, iar cel de al treilea, care n-a fost tras în jos, singurul cu posibilitatea de a acționa, l-ar fi putut trage în sus pe al doilea cu condiția ca acesta, să taie frânghia ce legat de primul de cel căzut în crevasă. Cel de la mijloc n-a vrut. Cel de-al treilea nu era nici el într-o situație roză. După o zi și o noapte, cel de-al treilea a hotărât să-i lase pe amândoi și să se salveze singur. A tăiat funia și a ajuns cumva în tabără. În fine, a venit elicopterul și a făcut treaba. E trist că cel din crevas a murit cu puțin timp înainte ca să vină salvatorii. Își încheie domnul povestirea. Spune-i și dilema, Mike, zise soția acestuia, întoarsă de la bufet. Acuș, Hani. iată dilema. Cum ar fi fost corect? Ca cel de-al doilea să taie funia de la bun început? Sau să nu-și lase prietenul rănit singur cu riscul de a muri el însuși? cum de fapt a și procedat. Ricky se uita cruciș. Noi o mă, fiecare pentru sine, numai pentru sine. Mike, domnul, zâmbi. Așa gândesc unii, alții însă sunt de altă părere. Toți trei erau prieteni buni și pe deasupra erau veri. Și care-i problema? întrebă Ricky. Problema e chiar aici. Până unde ține prietenia? Trece sau nu trece de interesul personal? Ricky se stăpâni să nu-i răspundă. Realiza că ar fi sunat penibil să-l contrazică. După o scurtă tăcere, Ricky schimbă subiectul. Și dumneavoastră, business? Da, și nu, răspunse Mike zâmbind. Ce fac eu, E business, dar e mai mult decât atât. Ricky ridică din sprâncene așteptând o lămurire. Eu, continuă domnul, investesc într-o fundație care se ocupă de vagabonzi, prostituate și foști pușcăriași. La auzul cuvintelor lui, Ricky se strâmbă într-un zâmbet idiot. Cu? Cu ăștia? Da. Susținem financiar un ong -ul care se ocupă cu recuperarea morală a cazurilor sociale. Avem un protocol încheiat cu primăria Manaus. Ca un expert în materie, Richil Tamponă. Ce faceți dumneavoastră este nobil, dar, după părerea mea, e o prostie. Cunosc bine marfa asta. Am de-a face cu ăștia. Domnul rămase însă impasibil. Așa am crezut și eu, domnule, până m-a convins de contrariul un fost delicvent. Ricky continua să-l privească contrariat pe Mike. Știți, domnule, continua străinul, noi locuim în Berkeley, în California. Acolo, nu departe de universitate, există un mare centru esoteric. Se predă yoga, meditație transcendentală, New Age, vindecare prin spirit. Yoga? Atenția lui Ricky se ascuții. Da, mii de studenți îl frecventează. Unul dintre profesori, un guru școlit chiar în India, intrase într-o spirală descendentă. Începuse să aibă probleme cu psihicul, probleme cu universitatea, acolo unde și preda, apoi probleme și cu legea, rău de tot l-au arestat pentru acte imorale și au dat cinci ani de pușcărie. Acolo, după gratii, s-a petecut schimbarea. Ricky asculta neîncrezător. Ei bine, delicventul și-a denunțat viața păcătoasă și-a cerut public iertare de la cei ofensați și a devenit un, să zic, un agent de reeducare pentru ceilalți. A fost o schimbare atât de mare încât l-au eliberat cu trei ani înainte de termen. E, cunosc fenomenul, spuse Ricky. Se cheamă convertire de penitenciar. Și apoi, când omul se vede liber, o ia de la capăt, corect? Mike zâmbi. Îi lăsă să-și consume scepticismul, apoi amuzat răspunse. De data asta, tinere, n-ai nimerit Vrei să-ți spun continuarea povestirii? Nu ține neapărat, dar spuneți-o. Ei bine, omul ăsta e chiar delicventul care m-a convins să lucrăm pe pentru nenorociții ăștia. Și împreună am pus la cale tot proiectul. <hă> Și, zise Richie, îl plătiți gras, pănuiesc. <hă, gras? <hă, oh, da, e voluntar. Păi, din ce trăiește atunci? întrebă Richie. Din diurna mai mult decât modestă pe care o dau. Hmm, pentru că nu vă permiteți mai mult, nu-i așa? Tonul lui Richie sună cinic. Oh, cum să nu-mi permit, dar el nu vrea. Toți banii pe care investim în ONG-ul nostru îi folosește pentru ajutorarea nenorociților din favele. O expresie de surpriză se întipări pe fața lui Richie. în favele? Tipul e aici, în Manaus? Da, e chiar aici, dar n-ai de unde să-l cunoști, că lucrează doar cu drogații, prostituatele, vagabonzii și prăpădiții. Soția lui înghiți dumicatul și intră în vorbă. Îl cheamă Albrecht Huber, nume de neamț, dar el este american din tată în fiu. Huber? Informația îl lovi pe Righi ca o măciucă în creștet. <coughs> se necă și tu scuzați-mă, zise el, și se sculă în grabă spre baie. Cu fața udă se privin oglinda mare de deasupra chiuvetei. Huber, guru, convertit, o expresie de mânie îi înflori pe chip. Nu poate fi adevărat! Joacă pe sfântul ca să stoarcă aprecieri. Sigur este un escroc! Când s-a întors, la masă nu mai era decât domnul Mike. Te-am așteptat, tinere, ca să mi-au rămas bun de la dumneata. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Dacă vreodată ți-aș putea fi de folos, iată cartea mea de vizită. Ricky o luă politicos. Pe ea scria Mike Moreland, dezvoltator imobiliar, Berkeley, California. O adresă și un număr de telefon.